O femeie dintr-o localitate din raionul Criuleni a rămas fără bani după ce doi tineri au dat buzna în locuință și au luat tot ce au găsit. Principalii bănuiți sunt doi tineri din capitală. Aceștia sunt suspectați că au spart geamurile, au intrat în casă și au sustras bani și bunuri de preț în valoare de 250.000 de lei. Procurorii din Criuleni, cu suportul angajaților batalionului cu destinație specială Fulger, i-au reținut pe suspecți pe 3 aprilie, în timp ce se deplasau pe o stradă din capitală. Când i-au văzut pe oamenii legii, aceștia au încercat să fugă. Fuge! Tinerii în vârstă de 18 și respectiv 20 de ani au intrat în vizorul poliției după ce un locuitor al raionului Criuleni a anunțat poliția că mai multe persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința mamei sale. Suspecții au pătruns în locuința femeii pe geam pe timp de zi, în timp ce aceasta era plecată de acasă, de unde au sustras bani în sumă de 250.000 de lei. În urma investigațiilor efectuate de ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Național de Investigații, în comun acord cu cei de la Inspectoratul de Poliție Criuleni, procurorii procuraturii din orașul Criuleni și cu suportul angajaților Fulger, la 3 aprilie, curent, suspecții au fost reținuți. În timpul audierilor, bănuiții și-ar fi recunoscut vina. Ei au fost arestați pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani privațiune de libertate.